Sprijin sau blocaj în învățare? Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. Bun găsit la o nouă activitate despre învățare. Ca urmare a proiectului pe care l-au realizat împreună despre Marea Neagră, cei cinci prieteni s-au hotărât să analizeze modul în care au învățat pentru a ști când învață mai ușor și ce împiedică învățarea. Așa cum ați putut observa, fiecare dintre copii a folosit alte modalități pentru a învăța. Fie că s-au folosit de hartă, atlase, cărți, enciclopedii, tabletă, au vizitat muzeul sau au discutat cu părinții sau alți adulți, fiecare a învățat despre Marea Neagră. Vom explora în continuare cum înveți tu, ce te ajută și ce te blochează pe tine în învățare. Ascultă dialogurile următoare. Analizează fiecare imagine care apare pe ecran. Stabilește pentru fiecare imagine în parte dacă te ajută sau te încurcă atunci când înveți. Desenează pe caiet un astfel de tabel. Notează răspunsul tău folosind un simbol ca cele de pe ecran, o bifă dacă ajută învățarea și un X dacă o blochează. Dora, eu ca să învăț am nevoie de liniște. Muzica îmi distrage atenția. Albert, eu atunci când învăț ascult muzică încet. Tina, vecinii mei ascultă muzică la volum maxim, mă împiedică să mă concentrez. Dar tu, pe tine muzica te ajută sau te împiedică să te concentrezi? Nu uita să notezi în tabel. Albert, eu ca să învăț îmi planific timpul și respect orarul stabilit. Ilinca, pentru mine ceasul este foarte important și la școală, ca să știu când am pauză. Tina, eu am nevoie să mă odihnesc după ce vin de la școală, apoi încep să învăț. Tu cum folosești ceasul? Pe tine te ajută? Nu uita să notezi în tabel. Ilinca, eu ies la joacă după fiecare oră de studiu. Numai așa mă pot concentra. Tina, eu nu sunt așa de pricepută la sport. Nu îmi face plăcere să joc jocuri sportive, așa că mă relaxez altfel. Andy, mie baschetul îmi dă energie. După ce joc, pot să învăț ușor. Pe tine jocurile fizice te ajută sau te împiedică să te concentrezi? Nu uita să notezi în tabel. Ilinca, îmi place să învăț ziua și să folosesc lumina naturală, cea care vine de la soare. Mă feresc să ajung să învăț seara, ca să aprind becurile sau veioza. Andy, acolo unde locuiesc eu, avem deseori probleme cu întreruperea curentului electric, așa că eu mă bucur când am curent și pot să citesc chiar și seara. Dar tu înveți mai bine pe timpul zilei sau seara? Nu uita să notezi în tabel. Dora, gustarea de fructe este nelipsită de la masa mea de lucru. Ilinca, eu nu țin fructe lângă mine atunci când învăț. Fructele sunt pentru pauze. Dar tu te folosești de fructe ca să-ți dea energie când înveți? Nu uita să notezi în tabel. Albert, eu utilizez tableta atunci când învăț. Caut informații sau mă conectez cu prietenii ca să învățăm împreună. Dora, eu evit tableta. Pe mine mă distrage. Sunt atâtea desene sau videoclipuri acolo. Dar tu cum consideri tableta pentru învățare? Te ajută sau te distrage de la învățat? Fiecare dintre voi a stabilit în ce măsură lucrurile de pe ecran favorizează, adică ajută, sprijină sau împiedică învățarea.
Compară tabelul tău cu cel al colegului sau al colegei de bancă. Ce concluzii puteți formula? Discutați în grup despre fiecare dintre acești factori. Cum pot susține învățarea? De pildă, muzica te poate ajuta să fii mai creativ atunci când pictezi. Este important să folosim toate condițiile pentru a învăța ușor și a reține cât mai bine, dar pentru aceasta este important să ne cunoaștem.